Yo, 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 suntem live chiar acum pe canalul secundar. Intrați și voi, aveți link în descriere. Facem react la ce s-a mai întâmplat prin România, la episodul meu și al lui Zapi de la Detectorul de Minciuni. Avem o grămadă de treabă. Listening party la A Great Chaos. Deci o să fie destul de tare. Link în descriere și în pinned comment. Dă real red live dacă nu găsiți link-ul și ne auzim acolo. Haideți, cât mai mulți. În primul videoclip pe care l-am făcut despre NPC, când a apărut trendul ăsta cu NPC-urile, știi, în străinătate, când tipa aia a devenit incredibil de populară și toată lumea vorbea despre ea, făcea videoclipuri despre ea, deși eu personal credeam că trendul ăsta o să moară foarte repede, dar am făcut o predicție, am zis că o să ajungă și la noi NPC-urile astea din România și o să se extindă incredibil de tare și chiar așa a fost, pentru că majoritatea României face acum live-uri pe TikTok cu NPC. Dacă acum intrați pe TikTok și mergeți la secțiunea de live, chiar dacă nu vă apare din prima, dați de două ori swipe, ați găsit NPC, frate, ești nebun. E crazy, e crazy rău de tot. Bun, cel mai tare NPC pe care l-am văzut la noi, bine și înțeles, este nimeni altul decât Bahoy, frate. Bahoy, cel mai șmecher content creator, practic, de la noi. Dacă intrați pe TikTok, 100% o să vedeți o grămadă de clipuri cu Bahoy când face NPC, pentru că omul ăsta a găsit un mod foarte, foarte inedit de a face chestia asta cu NPC-urile, și anume, omul meu face horror NPC. Ce înseamnă horror NPC? Asta. Gaga, 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 psăt! Fă! Ieși! Pula mea, la prima oră stai să mă latri, acum cirip, 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 dă-te, pula. Ce răzbunări am și eu, mă cer cu păsările, știi? Că din cauza voastră nu vine pasărea pe râns, că ciripiți. Gagam, 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 gaga, cirip, cirip, dar du-te, pă, că-i dita mai globul. Fix în capul meu vine să latre ea. Na. Gagam, gagam, gagam. Ce răzbunări am și eu cu păsările, mă cer cu păsările. Gagam, gugu, gaga. Bahoy, tot am văzut că primește GG. Nu știu cât costă un GG, pentru că nu prea folosesc TikTok-ul, habar n-am. Știu numai că planeta e incredibil de scumpă și mai este și balena și ceva de genul, care sunt foarte, foarte scumpe. Cam printre top gift-uri pe acolo. Nu știu exact cât costă, dar GG-ul ăsta cred că e ceva mai micuț, presupun, că toată lumea îi spamează GG și Bahoy tot zice GG, gugu, gaga și... chestia asta o explodat, mă, frate. Lumea râde, nu știu de ce se numește chestia asta horror NPC, dar am văzut la Bahoy, în schimb, un video de promo, să zic așa, la tot treaba asta lui cu NPC-urile, care îi destul de horror. In the dark side. Ia auzi. In the bright side. Awaken my fellow NPC. Awaken my fellow NPC. And dance with the Lord of Underclouds. Opa. Forget the past. Ia. S-o trezi din morți, bă. Breathe. Don't exist. Bă. Do not follow the line. Just be an NPC. Mamă, frate, ești nebun? S-o trezi faraonul din Băicoi, bă! Noia, da, mă, frate, băi, creativ un pic, dacă stai să te gândești așa. Adică omul meu a găsit o fustă și a început să facă NPC cu fusta aia, bă. Awaken and rise. Rise, my lord! Rise! Bă, tare rău, tare rău, da. Am văzut o chestie foarte tare la Bahoy. L-a adus, mă, pe ăsta, mă, pe un personaj care tot mai apare la el pe TikTok și prin live-uri. Cum îl... Arheologul, bă, așa îi zice parcă, dacă nu mă înșel. Arheologul, fiți atenți aici. Ia, omul meu face școala de NPC-uri, bă, cu arheologul. Ridică-l puțin asta, ca să vadă frumos. Zi, mă numesc domnul arheolog, prezintă-te ca să știe cine ești. Mă numesc domnul arheolog. Și atât. Spume. Spume. Go, go, gaga, gaga, go, go, gaga. Așa. Uite, șapca, fă șapcă. Opa, gata, opa, atât. Opa. Încă o șapcă, iară. Opa. Da, un Bahoy. Bahoy e un personaj foarte inedit de la noi din România, sincer. E unul dintre cei mai interesanți, așa, cele mai interesante caractere. Bă, eu zic că Bahoy trebuie studiat un pic. V-am mai zis. Am mai făcut videoclipuri despre Bahoy, am avut și o interacțiune cu Bahoy, l-am chemat și pe el la un live, la un podcast, după mi-a trimis Revolutul și a zis că să-i dau 1000 de lei pentru că are nevoie foarte tare. Mie mi se pare destul de interesant, dacă mă întreb pe mine.
Yes, 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 yes. Bad, amazing. Ai muzică în gât, gaga, gugu, gaga, să vină dinozaurul, să vină dinozaurul, gaga, gaga, gugu, ai muzică în gât, bă, că am obosit în pula mea cu gaga. Bă, dar numai gaga dai băgăței sârmă pe față să-ți bag. Vine al drept, numai gaga, gaga, gaga. Da, opa, opa, opa. Mamă, așa, așa, o nebunit și pisio, o nebunit, bă. Băgați-ai sârmă pe față, asta e nouă, bă, n-am mai auzit-o până acum, trebuie să o folosesc și eu, băgați-ai sârmă pe față. Pula mea cu ghegheul tău. Ți-am furat inima. Yes, yes, yes. Am bag tot acadeau pe gât. What? Pufuleț, te iubesc și eu. Putere, putere în viață. Yes, yes, yes. Sunt o prințesă. Bă, frate, dacă v-ați gândit vreodată cum arată schizofrenia, așa arată. Să-mi bag piciorul de nu. Ui, rău, mă, tată, mă, ce se întâmplă pe aici, pe TikTok-ul ăsta? Eu nu credeam că e chiar așa de rău. Hustle-ul-i hustle, știi ce zic? Multă lume de la noi din România chiar e supărată pe tot trendul ăsta cu TikTok, cu NPC-uri și așa mai departe. Și de ce? Vă întrebați de ce? Pentru că oamenii ăștia efectiv numai stau, se filmează, fac live-uri și primesc cadouri din astea pe TikTok, fac bani. Și unii oameni compară chestia asta cu cerșitul. Și ceea ce e și mai trist e faptul că au ajuns la știri toată chestia asta și la știri încă chestia asta se compară cu cerșitul. Dar eu personal, eu nu cred că e chiar așa. De ce? Pentru că oamenii ăștia fac live-uri în care fac ceva. Mulți oameni găsesc chestia asta entertaining. Dacă tu găsești chestia asta entertaining și tu din propria voință, din free will-ul tău pe care îl ai, ai apăsat click pe cadou respectiv, nu te-a pus absolut nimeni să apeși click pe cadou respectiv să îl dai la NPC-ul ăsta, n-ai niciun drept să-i spui la omul ăsta că îi cerșit. Pentru că tu, prin voința ta, frate, ești nebun, prin mintea ta asta care funcționează incredibil de bine dacă dai cadouri la oamenii ăștia, ai apăsat click pe cadou respectiv. Așa că n-ai niciun drept și ești cel mai mare ipocrit dacă după tu te plângi de faptul că oamenii ăștia fac chestia asta și o compari cu cerșit. Acum știu că unii oameni sunt foarte, foarte mad pe alții pentru că, vezi, doamne, ăștia fac bani mult mai ușor decât ei. Ok, dacă e așa de ușor, fă și tu, știi? Nu trebuie să fii negativist când vine vorba de chestii de genul sau când vine vorba de alți oameni care, vezi, doamne, fac niște bani din căcaturi. Da, fac bani din căcaturi, dar nu pe ei trebuie să-i acuz. Trebuie să-i acuz pe aia care cumpără căcaturile respective. Înțelegi? Și dacă vorbeam de știri, chestia asta cu NPC-urile, bă, chiar au ajuns la știri. Pot să vă arăt partea în care chiar se prezintă știrea, așa că o să pun numai audio-ul să-l auziți, pentru că o să-mi iau strike 100% dacă o să fac chestia asta. O să pun doar audio-ul să-l auziți și după aia ascultăm părerea la un NPC, chiar la regina NPC-urilor de la noi din România. Ghitada, această tânără se crede robot și a intrat în canal de lovește din nou. Dar am și eu o întrebare pentru voi. Când am câștigat competiția la box anul trecut la Năvodari și am reprezentat țara asta, n-a venit nimeni să mă posteze, să mă laude și pe mine, că uite, frate, ce a făcut fata asta care cu doar 3 luni de box a reușit să aducă o medalie de aur acasă și să facă un progres. Damn. Un progres foarte mare. Dar asta nu-i tot. Anul ăsta, în 2023, de Sfânta Maria, la Brăila s-au ținut jocurile marinărești. Poate că majoritatea nu știu ce sunt jocurile marinărești, dar jocurile marinărești sunt niște jocuri foarte periculoase la care de obicei doar bărbații participă pentru că se țin pe Dunăre și undeva la jumătatea Dunării. E, eu am fost singura fată în ultimii 30 de ani care a participat la jocurile astea. M-a postat cineva? M-a publicat? Nu. Ok, înțeleg unde bate fata asta și înțeleg gen care e frustrarea ei, că de ce o postat-o este de la canal D cu căcaturile astea de NPC și nu postată cu real achievements, care da, îți real achievements și congrats, foarte nice. O chestie care mereu oamenii, mă, când se întâmplă ceva mizerie din asta ordinară, care se gen pe internet, mereu apar la știri. De ce? Pentru că e foarte populară și știrile vor o fărâmă din popularitatea aia, pentru că așa
profită ele, nu? Vă dați seama că nimeni nu o să posteze achievement-uri din astea și o să vorbească despre achievement-uri din astea, o să-și folosească resursele ca să facă research, ca să facă interviuri, ca să facă reportaje despre chestii de genul, deoarece nu iese profit. În lumea asta tot e despre bani. Cel mai prost argument când vine vorba de chestii de genul. Și da, într-adevăr, îi nasol că se întâmplă așa, dar asta e lumea în care trebuie să ne adaptăm la ea. O chestie foarte interesantă e faptul că, bă, frate, și trapperii de la noi s-au apucat, bă, de NPC. Gege! Gege! Gugu! Înghețată! Uj! Trandafir! Miroase a morții, mătii! Ai, 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 na, Albert, nu, mă, frate, mă. Cel mai tare NPC de la noi, frate, care eu, după părerea mea, îl depășește și pe Bahoi. Raul V.S., frate. Limbi, 2-10, limbi, 2-10, limbi, 2-10, limbi, am mărs și foc la inimă, mai posibirea mea, 2-10. Am mărs și foc la inimă, mai posibirea mea, 2-10. Știi tu, știi deja, știi tu, limbi, știi tu, știi deja, știi tu, limbi, știi tu. Știi deja, știi tu, limbi. Am mărs și foc la inimă, mai pus iubirea mea. Ai, bă, Raul Bus, frate. Știi deja, e un caracter știi foarte tu, interesant. 2-10, știi tu, știi tu, limbi, limbi, curge, nașule. 2-10, 2-10, 2-10, știi deja, știi tu, limbi, curge, nașule. Știi deja, 2-10. Gucci's Drenzo, Gucci's Drenzo, Gucci's Drenzo, Gucci's Drenzo, Gucci's Drenzo. Gucci Drenzo, 2-10. Te înțeleg, brother. Dacă pui sound-urile astea triste de pe TikTok peste absolut orice, frate, devine incredibil de trist și lumea poate să relaționeze cu chestia aia. Nu v-ați dat seama că în ultimul timp, frate, în ultimii ani mai ales, totul e foarte trist? Nu v-ați dat seama? Adică până și în media se promovează incredibil de mult tristețea. Se promovează incredibil de mult să fii trist, mă, frate. Lumea relaționează mult mai mult cu chestiile triste decât cu chestiile fericite, mai ales în ultimul timp. Nu v-ați dat seama de chestia asta, că să moare, frate, că de fiecare dată când deschid TikTok-ul, din 10 clipuri, 5 sunt triste. Și chestia cea mai scary e faptul că sunt reale, frate, ești nebun. Dacă mă uit la videoclipul ăla sau citesc ce scrie acolo în caption respectiv, repede îmi vin așa 5 memorii care relatează cu chestia respectivă. E foarte trist, sincer. Dar da, bă, am văzut multe clipuri în alea și cu mine pe TikTok. Bă, faceți clipuri cu mine pe TikTok, îmi plac maxim. Și dați-mi tag în ele, că mă uit la majoritatea și vă dau like, repost, vrăjel de genul, știi ce zic? Poate bubuie vreunul de acolo. Ia că fix acum am găsit unui. Când am zis să faceți clipuri despre mine, nu mă referam la edituri din astea, ok? Puneți chestii amuzante, nu știu, chestii funny. Și triste puneți, numai nu din astea, nu edituri. Bye, bye. S-o dus tastatura. Hai, v-am pupat. Ne auzim pe live. Haideți pe live, dacă o să mai am tastatură. Dacă nu, mă duc repede să-mi cumpăr alta. Peace.